Nu cred. Bun. Vei alerga singur acești 150 de kilometri sau sunteți mai mulți? O să fim maxim 2. Adică o să am câte un prieten pe o porțiune. Pe o anumită porțiune, ca să nu fiu singur. Și tu îți propui să reușești sau vei reuși cu siguranță să ajungi la acești 150 de kilometri? Eu sper să reușesc, dar sunt foarte multe variabile care mă pot și opri. Poate să vină, să bată foarte tare vântul, poate să plouă, poate să fie ceață și să fie foarte periculos. Nu știu, sunt foarte multe lucruri, pentru că o să alerg o mare porțiune din drum și noaptea. O să fie undeva la 70-80 de km și noaptea. Ai calculat, pentru că tu alergi în fiecare dimineață, știm foarte bine acest lucru, cam câte ore ar însemna acești 150 de kilometri de alergare, aproximativ? În mod normal ar trebui să-i fac în 18-20 de ore, maxim. Dar depinde foarte mult și de cum ești în ziua aia, cât de odihnit ești cu o săptămână înainte, cât de bine te-ai alimentat. Pentru că o singură greșeală, dacă bei o parte suc de mere, de exemplu, poți să termin cursa mai devreme și să nu închizi